Fix în urmă cu 2 ani, Arsenal câștiga în fața lui Chelsea, Community Shield, la lovituri de departajare, 1-1, apoi 4-1. Noi vom revedea cele mai importante momente ale partidei de astăzi. O partidă de mare calitate. Ne-ar trebui vreo 10 minute să vedem toate fazele importante din această întâlnire. Suntem încă în prima repriză și vedem golul marcat de City cu această pasă în careu a lui De Bruyne, prelungirea lui David Silva și Sterling, care înscrie din 6 metri cu toată opoziția lui Alisson. A fost o primă repriză dominată de Manchester City, echipă care a avut și alte situații bune de a înscrie. Liverpool a răspuns prin două ocazii ale lui Mo Salah, dar per total City a fost echipa care a condus ostilității în această primă repriză. Iată una dintre cele două ocazii importante ale lui Liverpool cu Mohamed Salah. Aici se descurcă în disputa cu Zinchenko și lovește bara. A fost prima bara lui Liverpool. Aici suntem în minutul 48 cu pătrunderea lui Sterling, șutul în bară. Iată replica celor de la City. A lăsat avantaj Atkinson, deși mai rar la offside avantaj. Ridicase asistentul și aici bara lui Van Dijk. Eroare defensivă la City. Mingea cade în 7 metri acolo în fața porții și acesta este golul. Nu este încă golul, este încă o ocazie pentru Salah, încă o bară pentru Salah. De două ori a lovit bara egipteanul. Spuneam, mare ghinionist al meciului, el și Sterling din cealaltă tabără. Acesta este golul marcat de Matip, minutul 77, și trecem la loteria loviturilor de departajare. Să vedem cine vor executa primii. Acum 2 ani, Walcott deschidea scorul și Arsenal a marcat de 4 ori. Chelsea marca o singură dată, rata de 2 ori, inclusiv prin Courtois. Se termina 4-1. Primul care va executa va fi Shaqiri pentru Liverpool. Conform noului regulament, portarul trebuie să aibă cel puțin un picior pe linia porții în momentul execuției penaltiului. Acum, bine, nu știu cât respectă asta. Da, vor exista mereu discuții. Shaqiri față în față cu Bravo, Claudio Bravo, sau de fluierul lui Martin Atkinson. Shaqiri, un pas, 2, și îl execută pe golkeeperul lui City. Este 1-0, 2-1 la general pentru Liverpool. Interesant este că s-a tras la sorți și s-a ajuns la poarta unde este galeria Liverpool. Contează foarte mult asta. Cât de bine a dat Shaqiri aici. Cât de bine a dat. Bine, are, vede probabil cu vederea periferică faptul că pleacă Claudio Bravo dincolo și schimbă din gleznă în ultimul moment. Execută City acum. Ilkay Gundogan este cel care bate primul pentru formația lui Pep Guardiola. Este gol, marchează Gundogan, egalitate, l-a păcălit pe Alisson, l-a trimis în celălalt colț. La un asemenea nivel, ca portar, îți alegi un colț. Sunt jucători excepționali din punct de vedere al executării loviturilor de la 11 metri. Iată-l pe Wijnaldum. Wijnaldum față în față cu Bravo. Wijnaldum, omul adus de Liverpool în 2016 de la Newcastle United, un an petrecut acolo după transferul de la PSV Eindhoven. Wijnaldum se apropie de minge, șutează și apără Bravo, prima ratare de la acest episod al loviturilor de departajare. A ghicit direcția șutului golkeeperul chilian, s-a dus acolo Wijnaldum, dă în colțul acela unde pleacă Bravo și e mult spus în colțul acela, pentru că dă foarte aproape de centru. Iată, parcă n-a fost sigur pe el, parcă a avut o ezitare așa în momentul în care dă la poartă. Bernardo Silva! E gol! Nici o șansă pentru Alisson. Execuție perfectă a jucătorului portughez. 2-1 City la aceste lovituri de departajare după două lovituri de fiecare parte. Impecabil. Alisson s-a dus în dreapta sa. Și iată bucuria celor de la City. Al treilea executant este Lallana, dacă o vedem bine. El se apropie de locul faptei.
Lalana, cel care a intrat pe parcursul acestei partide în repriza a doua, fostul jucător de la Southampton, venit la Liverpool în 2014. Lalana n-are voie să rateze, pentru că astfel se agravează situația lui Liverpool. Lalana și pleacă târziu. Bravo, n-avea nicio șansă. Da, bine șutat jos, la colț, bine plasat, a avut și suficientă tărie acest șut. Ideea este că, iată, Claudio Bravo ghicește colțul, e la un vârf de deget acolo, să agațe și această minge. Dar a plecat târziu, dacă pleca din prima acolo... A așteptat, pentru că nici nu și-a trădat intențiile. Lalana, Phil Foden. 19 ani. Phil Foden, jucătorului Manchester City, e gol încă o dată, 3-2 City, cât de bine dă. Încă două lovituri pentru fiecare echipă. Alisson, atenție, n-a ghicit niciun șut până acum. Da, un gol în față pentru City, care se află în avantaj după acea ratare a lui Wijnaldum. Oxlade-Chamberlain trebuie să egaleze, dar City rămâne, spuneam, cu o lovitură de departajare în față. Alex Oxlade-Chamberlain, 25 de ani, născut la Portsmouth, adus în 2017 de la Arsenal. Oxlade-Chamberlain, emoții pentru toți fanii, și al lui Liverpool și al lui City. Oxlade-Chamberlain se apropie de minge și șutează impecabil, cu ceva emoții. Ce să apere? Pentru ce din tribună? Ce să apere? Și dacă se ducea pe minge, n-avea nicio șansă, de sus, aproape sub bară. Oxlade-Chamberlain, egalitate din nou. Iată șutul. Ce să apere asemenea lovitură? Liverpool trebuie să aibă șansă, pentru că... Da, depinde de executanții, da, lui City, Zinchenko. Da. Are încredere în el Pep Guardiola. A fost, spuneam, în timpul partidului, jucătorul cel mai chinuit al lui Manchester City, pentru că l-a avut adversar pe Salah. Zinchenko față în față cu Alisson. Să vedem pe fundașul stâng al cetățenilor. Se duce spre minge și atinge balonul Alisson. E prima minge pe care o ghicește. Pleacă acolo, șterge mingea, oare în palme, însă nu reușește să respingă în afara cadrului porții. Dacă ar fi ratat Zinchenko, știu de acum, nu la Brighton sau la QPR. Dar emoții mari și șansele din ce în ce mai aproape de City. Este ultima lovitură de departajare pentru Liverpool. Execută Salah, ratează, totul s-a terminat. City mai strânge, 46 de victorii în istoria confruntărilor directe, 89 Liverpool. Salah se apropie de minge, Salah față în față cu Bravo, Salah șutează și păstrează speranțele pentru Liverpool. Impecabil. Tare pe colț, a ghicit Claudio Bravo și de această dată colțul, dar degeaba. Un șut pur și simplu imposibil de apărat. Dă și tare, dă destul de plasat. Salah este egalitate și ultimul penalty din această serie este executat de către Gabriel Jesus. Dacă va marca brazilianul, City va reuși să-și adjudece pentru a șasea oară această Community Shield Supercupa Angliei. Gabriel Jesus față în față cu conaționalul său Alisson. Au fost împreună la Copa America. E gol Gabriel Jesus. City ridică trofeul. Manchester City își apără cu succes trofeul cucerit anul trecut. Iată, după a doua repriză în care a suferit enorm echipa lui Guardiola, echipa lui Klopp rămâne cu impresia frumoasă lăsată de-a lungul acestei partide, dar până la urmă nimeni nu își va mai aminti de asta. Da, rămânem cu frumusețea meciului, da. Rămânem cu un spectacol de gală oferit de cele mai bune două formații din Premier League. Așadar, primul meci, primul trofeu pentru City în noul sezon, al șaptelea în ultimele din 8 trofee în ultimii ani în fotbalul englez. Klopp supărat, firește, echipa sa trebuia să termine meciul în 90 de minute. Bravo, până la urmă, este eroul echipei sale, omul care, iată, a parat o lovitură de la 11 metri, o lovitură de departajare. El a apărat poarta lui City și anul trecut, atunci când City învingea cu 2-0 pe Chelsea.
Un meci de toată frumusețea în această după-amiază pe Wembley, cu două formații care au produs un fotbal de cea mai bună calitate. Încă nu la nivelul la care sunt capabile să o facă. Suntem abia în startul sezonului. Ne așteaptă o nouă ediție de Premier League cu meciuri 1 și 1. Pe rând, cele două formații puteau câștiga această întâlnire. Ocazii mari, de o parte și de alta. Prima repriză a fost a lui City, a doua a lui Liverpool. S-a terminat 1-1 și am văzut cetățenii s-au impus la loviturile de departajare. Va conta foarte mult pentru moralul echipei lui Guardiola, care, spuneam, a suferit foarte mult în această partidă, mai ales în repriza secundă. Va conta foarte mult pentru ceea ce va urma. Haideți să revedem cele mai importante momente ale acestei partide, o partidă